Primul weekend din această toamnă readuce Sibiu la viață. O mulțime de evenimente au loc de vineri până duminică, iar sibienii sunt invitați să ia parte la ele. Sibiul de odinioară este cap de afiș, acolo unde sunteți așteptați să gustați cele mai alese bucate, să vă relaxați ascultând muzică, iar cei mici să se distreze în mini-parcul de distracție. Tot în acest sfârșit de săptămână, cele mai tari filme se văd la Astra Film Festival, iar dacă aveți chef de o petrecere pe cinste, sunteți așteptați la fenomenul Backyard. Au început lucrările de modernizare a străzii Țiglarilor din municipiul Sibiu. Echipele aflate în teren au decopertat asfaltul vechi, urmând ca în curând să fie turnat un strat nou. Conducătorii auto trebuie să circule cu atenție în această zonă. Muncitorii au intervenit în teren în această săptămână pe tronsonul de la intersecția cu strada Lutului până la intersecția cu strada Lacului Binder. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat hotărârea care prevede cum vor funcționa școlile în noul an școlar. S-au stabilit două scenarii, în funcție de rata incidenței din fiecare localitate în parte. Primul scenariu presupune ca toți elevii să participe fizic la școală dacă incidența este mai mică sau egală cu 6. Cel de-al doilea scenariu presupune participarea fizică la școală doar a preșcolarilor, preșcolarilor și elevilor din învățământul special. Restul categoriilor de copii făcând ore în sistem online, atunci când incidența trece de 6. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro.